De ziua internațională a copilului, dascălii și-au cerut drepturile în stradă. Bugetarii și-au exprimat astfel nemulțumirea față de ordonanța de urgență pe care executivul urmează să o adopte pe 7 iunie privind salarizarea unitară. Sindicaliștii au cerut salarii mărite cu 10% de la 1 august, dublu față de cât le-a oferit Ministerul Muncii. De asemenea, profesorii au protestat și pentru mărirea burselor elevilor pentru decontarea cheltuielilor de transport atât a elevilor cât și a profesorilor. A participat ieri la București cu un număr de 180 de membri de sindicat. Traseul a fost de la guvern până la Cotroceni. Revendicările noastre au fost respectarea legii educației, 6% din PIB, creșterea costului standard per preșcolar elev, creșterea burselor elevilor și a studenților, decontarea integrală a cheltuielor de navetă pentru elevi și pentru cadrele didactice, dotarea corespunzătoare a unităților și instituțiilor de învățământ, asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională continuă a salariaților din învățământ și aplicarea prevederilor ordonanței de urgență cu modificările respective. În urma protestului, reprezentanții sindicatelor au depus un memoriu la Palatul Cotroceni, prin care au cerut soluții pentru rezolvarea problemelor expuse. Potrivit liderului de sindicat de la filiala Giurgiu, dascălii vor aștepta răspunsul memoriului depus, iar apoi vor lua o hotărâre în funcție de acesta. Salariile din educație ar fi majorate prin aplicarea de corecții începând din august 2016, aplicarea unei noi grile de salarizare din 2017 și a bonusului de performanță din anul 2018.